Guvernul are în plan extinderea ariei măsurilor de protecție socială, cum ar fi indemnizația de șomaj tehnic și altor categorii profesionale. Pentru aceasta, executivul trebuie să modifice ordonanța de urgență 30 pe anul 2020, printr-un proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de miercuri. Proiectul prevede acordarea unei indemnizații de șomaj pentru o perioadă de 2 luni, plus un ajutor pentru reangajare. Potrivit documentului, persoanele care realizează venituri din mai multe activități și pentru care sunt aplicabile mai multe măsuri de protecție socială pot beneficia de una singură, cea mai avantajoasă, în baza opțiunii exprimate la solicitare. În proiectul de lege sunt vizate și persoanele fizice, titulare ale atestatului de impresar artistic, cuprinse în Registrul Artelor Spectacolului administrat de Ministerul Culturii, care obțin venituri exclusiv din această activitate. Se arată în document. Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, prezent miercuri pe ordinea de zi și avocații pot beneficia de acordarea indemnizației prevăzute în ordonanța respectivă. Totodată, se prelungește termenul de depunere a solicitărilor pentru indemnizațiile prevăzute de articolul 15, astfel încât acestea să poată fi prelucrate pe măsură ce se transmit cererile de acordare a indemnizațiilor cu 5 zile lucrătoare pentru categoriile deja reglementate și se stabilește la 10 zile lucrătoare pentru categoriile nou introduse prin prezentul proiect de act normativ, se mai precizează în nota de fundamentare. Pe ordinea de zi a ședinței de guvern figurează și un proiect de ordonanță de urgență prin care executivul va modifica și completa ordonanța de urgență numărul 158 pe anul 2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate. Proiectul prevede, printre altele, modificarea termenului de decădere în interiorul căruia se poate solicita plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate acordate în contextul pandemiei de COVID-19, de la 90 de zile la 180 de zile de la data încetării perioadei stării de urgență.